Zalăul a găzduit o nouă ediție a evenimentului Siguranța Rutieră, acțiune organizată și de această dată de producătorul mondial de anvelope Michelin, în parteneriat cu autoritățile locale. Evenimentul a reunit și de această dată demonstrații de condus, adevărate lecții despre ce înseamnă siguranța rutieră și utilizarea unor anvelope cât mai potrivite din toate punctele de vedere. Da, așa este, suntem la a treia ediție a zilelor securității rutiere. Știți că misiunea grupului Michelin este mobilitatea durabilă, dar nu oricum, ci în totală siguranță. Ne străduim să promovăm an de an securitatea rutieră. Acest eveniment reunește specialiștii, l-avem pe Titi Aur, sunt foarte multe probe, copiii au venit să dau cu bicicleta, până la urmă promovați siguranța rutieră. Exact, promovăm siguranța rutieră, Titi Aur este foarte bine cunoscut, atrage foarte multă lume, dar împreună cu un grup de experți ne ajută să promovăm cele 10 reguli de aur ale securității rutiere și noi sperăm că lumea pleacă de aici convinși că vor trebui pentru ca să-și protejeze viața lor și a celor dragi, vor fi convinși că vor trebui să respecte aceste reguli. Mai întâi cred că le descoperă, le învață și apoi le respectă. Zălăoanii au avut inclusiv posibilitatea de a-și verifica gratuit presiunea apneurii. E foarte, foarte important o anvelopă pentru comportamentul rutier a mașinii, a unui autovehicul. De ce? Pentru că, în fond și la urma urmei, este exact interfața dintre tot ce înseamnă ansamblu mecanic dinamic și carosabil. Practic, anvelopa ne ține pe drum, ceea ce înseamnă că, practic, ne punem viața în mai puțin de o coală A4 în timp ce rulăm cu 90 de km la oră. O anvelopă uzată este o anvelopă care, practic, ne pune în pericol pe noi, familia, toți cei care sunt împreună cu noi în autovehicul. O anvelopă nouă, o anvelopă de calitate, practic ne oferă aderență, ne oferă securitate și ne oferă confortul de care avem nevoie în rulaj. Din punct de vedere a cantității de aer, a presiunii pe care trebuie să o introducem practic în anvelopele pe care le avem instalate pe mașină, cantitatea necesară, practic presiunea pe care trebuie să o avem înăuntru, e de regulă, putem să o găsim pe interiorul, în interiorul fiecarei mașini. E trecută undeva în interior. Da. De regulă, ori este pe partea interioară a portierei, ori aici, ori în cazul de față este aici. Da? Și de fiecare dată este calculată de producătorul mașinii, producătorul autovehicului, funcție de încărcătură, funcție de ce transportă, funcție de masa autovehicului și tipul anvelopei care este instalat. Pilotul Titi Aur a venit în fața publicului cu adevărate demonstrații de condus în condiții extreme. Evenimentul a mai cuprins competiții sportive pentru copii, un spectacol, dar și prezentarea de către specialiști a unor elemente esențiale pentru siguranța rutieră.